Salutare! Astăzi din nou la Îndodi continuăm cartea lui Murray Rothbard Power and Market și continuăm de data trecută capitolul despre intervenția triangulară când se bagă statul pe ocolite în, în piață. Înainte însă de a discuta ce ne-a mai rămas din capitol, o să vă rog jos să apsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pe butonul de share, apăsați toate butoanele. Da, share ca să dați ăsta la cine trebuie, Da, la cine ar mai putea să beneficieze. În descriere, dacă vă uitați atent cu binocul, o să găsiți și alte locuri în care dați de noi pe bă, internetul ăsta mare și vast, locuri în care am putea răspunde și în mod direct. De exemplu, avem un grup de Telegram, mai mereu stă cineva pe acolo. Avem un blog, există un spațiu pe Twitter în care Gabi mai discută probleme. Bă, Gabi care nu e aici, mai discută probleme da, știți voi cine, cotidiene. Și, de asemenea, prin descriere o să găsiți linkul către cartea de pe site-ul mizes.com, că n-a fost tradusă încă în română și uh, mai puteți să mai dați peste două uh, linkuri, unul de Patreon și unul de cripto, dacă considerați că ceea ce facem noi aici merită suportul vostru și altfel decât emoțional. Păi, unde la... Se Cartelurile obligatorii. <laughs> A, de la început, așa? Oh, să oh, un cartel este obligatoriu pentru un monopol. Ce ba, chiar și un cartel. Cartelul e oligopolul, nu e. Da, e oligopolul. E libertarian ar fi un pronunț, să zici. Un cartel e obligatoriu, el este definit. Ai o normă care prescrie o agresiune. Ce poți să faci doar aia? Pachistene, pe aia producători. A, B, C, și de un cartel. Bine, cu sensul de manual din economie, e, nu, nu știu, știu, niște de bogătani, niște hipermarketuri care se înțeleg pe seama clientului. Hai să ne înțelegem la, ha, inclusiv cu Consiliul la, la noi, nu? Cred că date înțelegeri. Înțelegerea asta e dubioasă pentru că prețurile tind să fie uniforme. Nu știu dacă la, e la prețul la, la mere golden. O să vezi că e 4,5 cam pe preț, <laughs> că nu e la reducere. Și o să spui, păi uite, clar că avem o înțelegere între hipermarketuri. Hai să le dăm niște amenzi că nu avem o piață competitivă. Deci nici n-au dovezi. Adică... E prețul acolo. Da, exact. Uite, s-au înțeles. Nici nu trebuie să te duci la... Le vezi pe site. Bine, și care e ideea generală cu cartelurile? Ai carteluri făcute făcute au, sunt făcute artificial de guvern și tete monopolul, mă rog, oligopolul în cazul asta. sunt privilegii monopolistice și pe o parte asta, pe de altă parte este că vin de obicei mână în mână și cu alte intruziuni asupra modelului de business al firmelor care fac parte din cartel, de exemplu se impun prețuri pentru produsele pe care le produc ăștia sau impun costuri asupra lor, tot felul de trăznări. Plafonări de nu ai voie să pui de, de gândață. Și întrebarea ar fi, păi de ce nu. de ce. de ce, de ce aleg firmele să facă parte dintr-un acest cartel? Păi de ce? Le plac banii. De -aia. Adică vine statul și îți spune, fii atent, faci cum zic eu, o să faci bani, faci sigur bani, eu mă ocup să nu-i mai las palții să-ți invadeze cota de piață. Se fac cartelul este între firme și Uite, stat. Uite, aici e o întrebare. <fântări> în, nu am mai lovit de discuția asta. Ce în capul lor? Știi? Ce calcul își face, nu știu, Billy Morris, de exemplu, te interzice, avem interzicerea reclamelor la țigări. A. Ce calcul își face? Câștig, pentru că așa eu mor pe mici pentru că fac reclamă, au pe unde. Sau pierd că eu eram și mai tare dacă îmi făceam și reclamă, chiar uh, și mai am ți, 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 din punctul ăsta de vedere, ținând cont faptul că uh, Philip Morris și celelalte agenții de uh, tobac au fost împotriva interzicerii reclamelor, chiar au fost? Aș spune Domnil. că da, nu, chiar chiar au fost, cază... a, aș spune că au avut mai mult de pierdut. Da. Dar da, poți să te uiți, știi, în da. funcție de cum Nu, dar poate au au luna, întrebarea era empiric uh. în general cum sunt alte exemple date de Rodbard când o să ajungem la conservaționiști, în care da, și asta nu se întâmplă numai în cazul ăsta, în care politicile statului care instituie aceste monopoluri sunt de fapt grăbite sau unse de firmele de poziție dominantă deja existente pe piață. Da, Rodbat era mai conspiraționist, adică el credea că e clar că e vorba de bani acolo. Nu e nicio, niciun alt nici Dacă vrei să nu mai răspundești tu, tu nu închizi da. prăvălia. Da, Uri, ei aveau, de pe câstigat, voi, da. Da, ei aveau de da. i aveau de câștigat din filinele pe ăștia mici. Bun. Licențele. Permise. Nu poți să lucrezi, în, să activezi într-un domeniu dacă n-ai trecut prin școli, verificări pata la male date de stat sau de firme private care sunt și ele licențiate de da, stat. Acolo vine cazua. A, care și, știi generează. Știi, ca, am, da? știi am eu, eu știu, obs zil. o, o obsesia asta cu pare că trăiești așa într-o piață. Uite, sunt niște firme care fac servicii, dar ăștia sunt, unul, creați de stat care îți cere prostiile alea și doi, s-ar să nu poți să intri ușor pe piața aia. Chiar când sunt mulți și mici, nu știu. Le asigur o statului, statul, ca da, să zic da, așa, da, da. Ăștia care au firme de consultanță pe protecția muncii. Aha. Nu e exclus, nu știu, să ai firme care să ceară astfel de, nu știu, facă un training muncitorilor. Cum se folosește un stingător? Cum... Acum cred că la orice job nu se face asta. Vine și se face protecția muncitorilor. legală. Da. da. Adică n-aș exclude că firmele n-ar cere, dar nu cred că atât de mult. Adică nu văd un buticar să gata asta, că n-am protecția muncii. Să... Nu. Da. Ca să nu spunem că firmele respective... O mai simplu, mai repede. Să facem informal, știi, da. vezi că l-ai stingat. Într-o piață liberă, firmele respective ar avea două cum să spun, două direcții mari din care ar veni aceste cerințe. Da? Prima ar fi clienții. Clienții vor să știe că așa că le, e, că le sunt angajații firmelor de la care cumpără, că le sunt instruiți. Da? Asta ar fi una. Și a doua ar fi, de fapt, tot clienții care ar vrea să cumpere cât mai ieftin, și dacă tu nu faci, dacă tu faci o analiză și e mai ieftin să instruiești angajații decât să plătești daune și răscumpărări? Iată, cu clienții vor decide și chestia asta de mână și cu următoarea în care statul nu te lasă să vinzi sau să intri în funcție de standarde de calitate și de siguranță. Da, stai, nu până, înainte de a trece Nu vreau să zic da, ok, bine, de mână, zi, liru, zi liru. și ne întoarcem, da. Deci ai ai acțiunile statului care pare că sunt în locul unei isterii de masă. Deci ai putea să imaginezi ai o piață liberă, se întâmplă o ciudățenie, nu știu ce foc, și toți clienții devin vai, dar ăștia de ce nu au fost pregătiți? Vrem toți să fie pregătiți și asta ar fi o isterie, să o numim, a clienților, care de fapt e o cerere, treaba lor, cât de legitimă e preferința lor, da? Ce ar apărea chestia asta, nu? De ce ar apărea uh, oamenii antrenați să uh, mănuiască extinctoare? și statul se, se, se pune în locul chestii astea. Și problema cu isteria este că nu prea e ce se face. De exemplu, ai isteria asta în care există abuzatori de copii și atunci trebuie să ducem copilul la școală. Și ideea este că ai niște uh, statistici care arată că genul ăsta de, de atacuri asupra copiilor, uh, probabilitatea este mult mai mică decât să aibă un accident de mașină cu părinții lui în mașină. Că dacă e homesteading. Deci îl duci cu mașina și le expui, de fapt, la mai multe pericole decât dacă l-ai lăsat să se ducă... Poate școala lângă tine. Mă rog, dar asta e din nou evaluarea părinților, nu e treaba mea. Eu aș spune că aici se face, că faci cumva o mică, bă, să zic, o mică greșeală. Misteria. Și piața se ocupă de isterie. Da, așa yes. vreau să zic asta. Vine unul, păi vine da? unul la Mega Image și face isterie că nu știu ce, bă, 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 mi ați dat așa. Ceva. Și managerul de magazin de la Mega Image are de decis dacă plachează, dacă liniștește pe ăsta, dându-i ceva sau liniștește explicându-i că nu se poate, te rog, ieși afară și ori ori nu, ori nu ori mai stai ca, dai ceva, ori îl dă afară. Nu, eu mă gândeam la o isterie mai mare, și ce? Nu e doar o isterică, na, poate îl bagă să. Hai să zicem că mai mulți clienți mm -hmm. au temeri mm -hmm. cu, nu știu ce, da. știi? Și da, o să facă, nu neapărat să pună mm -hmm. de astea că, că uite, i-am instruit și mm -hmm. Da, nu știu. Indirect, cumva, sau poate să le fac așa. Poți să, să fac reclamă de isterici? Da, uite, i-am instruit. Cursuri de nu știu ce... De... Da, da, da. Veniți la noi că toți agenții de mega da, au da, armă idea, la ideea, ideea, okay, ideea este că... Extinctoare la brâu. Indirect a, era că n-ai accidente, a... știi? Da. Păi domne, când a fost accident la noi? Păi, Am înființat în 1900 și nu a fost niciun A 500-a yeah. mia oară, spunem că statul în sine intervine brutal în piață atunci când dă o lege pe când piața o să acționeze în direcția în care va satisface dorințele celor mai mulți oameni dacă sunt mulți isterici o să uh -huh. existe un subgrup care se ocupă și de, și de ei adică o să le livreze piața și ce vor tembeli ăștia în măsura în care da. se poate livra Iată e că... mică, mică chestie dacă tot jucăm scenariul ăsta. Deci, dacă statul se substituie unei isterii, rămâi cu isteria de la stat. Exact. Păi când isteria oamenilor s-ar putea să treacă la un moment dat să zică, mă, de ce costă chestia asta mult? Păi n-ați fost voi isterici că vreți nu știu ce? Uite de aia costă. Păi nu mai lăsați, lăsați prețul mai jos. Și se reglează și isteria. Păi când la stat rămâi cu ea. Cu răspuns poate fi? domne eu ca decident nu adaptez ce zice majoritatea? uite, majoritatea e speriată de, nu știu, de, globală. Eu mă fapt politic. Care, ba, cu plasticul să fie, nu știu cum, să nu mai existe. Ba... Deci ar putea răspunde că nu doar piața se pliază pe niște preferințe, ci și statul, procesul democratic, e receptiv la niște preferințe. Aia sunt speriați? Păi, te să ai să nu știu ce, Deci, ești. deci democrația îți răspunde acestor isterii. Mm. Pentru că acum să argumentez. Poți să zic, păi ce erau românii, aveau probleme, cred că nici acum nu au cu încălzirea globală, nu știu, dacă faci niște sondaje pe bune, e puțin să nu fie prima lor. Ei au probleme cu încălzirea, de mult Da, mergi. mai, mai <laughs> Deci să fie o chestie impusă artificial normele astea și se gereu și nu știu ce. Mă, nici să nu avem nicio treabă, știi, cu nu știu că dispar, nu știu ce specii, dar le dracu, nu, nu, mă interesează, știu? În timp ce o am să aibă sensibilitățile astea, știi, sunt Revenind la licențe, problema e în felul următor, că bine, ai dreptate că merg oarecum mână în mână cu, cu standardele de calitate, că de exemplu da, pe cine rănesc ele, ca să să spunem, să, să menționăm și partea vătămată. licențierea în sine presupune un cost în cine o să dea, în aia mai săraci, aia care nu-și permit. Avem o problemă cu faptul că se consolidează piața și ajunge monopol și tete -te licențele. Et, uite aici. Astea ajută acel proces. Nu, nu sunt împotriva lui. Bun. Bine, pe stânga nici n-ai avut conștientizarea asta că state e un monopol, alea sunt create artificial, deci n-ai avut. M Am e zis, chiar. eu cred că, Pentru eu cred că de aia ai... înseamnă, nu știu, Amazon și-a luat, nu știu. De, nu, nu e foarte greu. E adevărat că după aia, la tot felul de amănunte, trebuie să te gândești mai multă vreme să înțelegi... Nu și pe mainstream, dar unic producător. tu da, e unic producător da. de tribunale. da, nu da dar ceva nu se procesează acolo și cred că de aia ai stânga pentru că nu procesează chestia asta. Nu au fost, în a lumea prin răspunsurile astea liberale e, nu, din nu. A... sau nu înțeleg că e același lucru, pentru că nu e așa bucureștenii, cel puțin au aplaudat cu trei mâini, au scos, au luat una au împrumutat una de la un prieten, când clipa în care a intrat Bolt și Uber pe piață, da? Pentru că, vai de mine, nu se mai putea cu taximetriștii. Între noi, fie vorba eu n-am avut niciodată probleme cu taximetriștii, dar să zicem că Ăsta e privilegiu masculin, mi-ar arunca o feministă discuția. Uh -huh. Dar, uh -huh. dar, lumea se plângea de comportamentul unor taximetri. Bă, să nu vor să te ducă, nu vor să nu știu ce, bă, să ne sunt așa. Păi, aveau licență. Da. Aveau licență. Când a venit uber când a la picla de Pepsi și s-a mirat omul. <laughs> Unde sunt? <laughs> Da? da? Uf, calitatea serviciului, da? Că licențele alea cu taximetria erau stabilite în felul următor. Domne, uh, unul la mână, nu trebuie să poată să facă taximetrie oricine, că vorbim de transportul public, adică e o chestie riscantă. Înțelegi? Nu se trezește oricine să vină. Standarde de calitate, da? Iată-le, erau. Dă mai bine te lipseai. Mm -hmm. Și acelor cine, adică ăla care avea mașină, că asta înseamnă Uber. Cine are o mașină, poate să... Na. S a văzut diferență. Păi nu că au și dacă și de dreptatea lor. Au dreptatea lor în măsura în care cei sunt faultați în aceste licențieri. În New York ne luveam de a costat nu știu cât sau... Mm -hmm. Dar n-au dreptate... E tot atitudinea pragmatică decât să avem să eliminăm pentru toți, mai bine pautează pe oberii <gângânt> și da, practic, ai niște beneficii, știi că... Și ar fi o, aici a discuți loc de discuție despre doctori. Despre doctori în, ca în interiorul statului. Te da, nești, doctor dacă nu faci parte din colegiul doctorilor. Da? Și în uh, România e cam la fel. Asta e sub capitolul cu apartenența la sindicate. Nu. nu? E, nu, nu. nu. E, e încă în continuare la standarde de calitate și siguranță, pentru că Ai, ele, sunt, <laughs> ele sunt vândute ca și cum ar fi, domne, păi trebuie să certificăm la la ori la, ori, că la știe ce a făcut. Bun, cred că și asta este. Ce. Un doctor, eu nu mi-l imaginez ca fiind, nu știu, un cine care realizează că a, stai că. Nu e în piața și trez salariile artificial, și nu, nu mă gândesc. Nu, nu mă trebuie, trebuie, trebuie. să ai nu știu cum și... Adică el să fie sincer, știi? Nu? Da, da, da. Am înțeles, dar ceea ce nu reușește să înțeleagă doctorul ăsta este că, deși că aceste lucruri se pot rezolva foarte bine de piața liberă și mai mult nu mă mai mult, un doctor așa, care în... -are, așa cum așa cum licențele dădeau în săraci, în capitolul precedent sau un punct la punctul precedent, tot așa și aici, dau tot în săraci că tu ai fost la școală 9 ani sau, mă rog, 6 și după aia încă 3 de practică, da? Până când poți să ieși să noți pe piața liberă. Nu știu, poate am exagerat, poate nu sunt chiar 9 ani, poate ori fi 7 sau 8. Dar oricum, ideea e că trebuie să tragi ca să nu mai vorbim și de ăia patru ani de liceu în care a trebuit să tragi fizică, chimie, biologie ca să poți să dai la medicină, că și acolo e cu duș întors, da? Și ieși, nu știu ce și după aia trebuie să mai faci trei ani de rezidențiat, uite cum să strâng. Până când tu poți să începi să bași bani, după aia trebuie să iei de ăștia de înapoi. Păi frate, stai că... Eu am avut niște costuri, acum trebuie să le recuperez o, privește, o privești ca și cum a fost o investiție ceea ce ai făcut în loc să fie doar compliance-ul cu niște reglementări uh, etatiste. El chiar nu crede că piața este liberează. Ce crede? El e că dacă ai hai să zicem, lumea libertariană, uh -huh. te duci la un doctor, ok, ce bală ai? Păi nu știu ce, mă doare spatele, spate cărțile. <laughs> da, e întâlnire la un drum de seară cu o damă de nu deci Chiar așa, da, da, că, da, da. Că, nu se gândește că ea e ca la pâine, dacă ea dau pâine proastă, nu mai cumperi de acolo, cumperi de la da. La fel și la doctori. Dacă la scoate măseau fără anestezie sau nu știu. vine aici vine, aici vine, bă, vine cealaltă, celălalt argument socialist care spune că bolnavul e într-o disproporționalitate de putere, într-o poziție de negociere slabă. Mm. Și. Păi. De, de, acord. Dacă. de acord, dacă? De Mai acord, dacă te-ai te te trezit hmm? în domeniul ăsta, să zicem așa, există în viața ta un risc ca să ajungi la un moment dat într-o poziție de negociere slabă. Cum tratăm noi ca adulți riscurile? Ne asigurăm pentru ele. Ne asigurăm. Da, mă gândesc la aproape în orice, de asta ești asimetria informațională nu e doar o chestie cu electronici. Nu cum mm -hmm. știu când cumperi pâine, îți dai seama că măzătoarea știe mai bine. Cum e pâinea aia decât tu sau țigări. Orice. mai, păi, mai da, ales dacă ați dat o de în spate, Nu poți să-ți orice prostie, chiar dacă are avea avantajul. Hai să zicem că-ți dă o prostie. Păi nu te mai duci acolo, asta e răspunsul. Știi? Dar în mainstream nu, nu, nu putem rezolva. Prin urmare trebuie o comisie care nu știe să seteze niște standarde. Da. Hm. Și uh, deci ce, uh, spune, spune Rodbard o chestie care mie mi s-a părut absolut delicioasă în capitolul ăsta. Spune că, în felul următor. Dacă tu crezi că aceste uh, reglementări sunt făcute ca să protejeze clienții, atunci te rog să iei în considerare următoarele lucruri. 1. Cineva poate fi rănit de sfaturi medicale date gratis iar mai mult decât de sfaturi medicale date contra cost. De ce? Că e gratis și deci o să se ducă, o, are acces la o piață mai mare, da? Oferta uh, scuză-mă, uh, da, nu, nu. nu. Fere, cererea, cererea fere lui știu. e mai mare pentru sfaturi gratis decât pentru sfaturi contra nu cost. Chiar că dacă se... More pe capete, nu se mai duce nici dracu. Deci, nu. Și asta e și asta e adevărat. e în momentul următor. Și asta Bun. e exact, e un rațional pe termen lung. Dar pe termen scurt, sfaturile gratis au o capacitate mult mai mare să facă rău decât sfaturile pentru care dai bani. Dar doar sfaturile pentru care dai bani sunt împotriva legii. Dacă n-ai avea pericolul ăsta moral că lasă să se ocupă statul de binele nostru, n-ai avea atâția oameni care se, se, așteaptă la niște ciudățenii, deci să duc la stat și zic, păi de ce nu se întâmplă cu tare? Că eu mă așteptam la nu știu ce, după aia să duc și la privat. A, cum nu faceți cum mi-am imaginat eu? Păi când dacă n-ai avea chestia asta în care se ocupă cineva, ai întreba și ai aflat. Ai întrebat no, pe da. cineva, pe un cu, Acu cu cred consilier. că În astea medicale, n-ai așa de mare incertitudine ca atunci când discutăm despre armată, să zicem, știi unde, într-adevăr, ai un. Câte de, de imaginație celuilalt. de da. cum va fi, de nu știu. Uh -huh. Păi, ce ai, senatorul, ai nu știu ce. Chiar uh -huh. și reglementate. Omul știe că sunt mai bune alea. Deci nu trebuie să ne imaginăm să nu știm. Uh -huh. Nu, știe, știe. Inclusiv politicienii da, se duc la asta. Da, corect. Vezi că ăla își dă, nu știu, actor, cum cheamă pe ăla, duce copii la școli private, da. ăla din Elysium, așa. Da. Care era cu învățământul public, nu? Cu mai să sa da. profesoară da. da, și învățământul public, da. E, și un altă, un alt, o altă consecință a standardelor de calitate este atunci când ai definiția unui produs. Rodbarda da aici ai exemplu cu pâine. Și dacă guvernul se apucă și specifică ce criterii trebuie întrunite ca să fie pâine, apropo, există acest lucru în Irlanda. Ca să înțelegeți, există acest lucru în Irlanda, guvernul specifică ce criterii trebuie să aibă ca să fie pâine, de ce? Pentru că pâinea are tva mai mic. Da? Și ce să vezi? Subway-ul, pâinea care o făcea subway de exemplu, deci pâinea pe care o făcea subway nu era pâine. Pentru că nu întrunea aceste criterii. Bun, dar Rodbar spune care e de fapt problema în sine. Păi problema, problemele sunt, sunt două. Unu, nu mai poți să ai îmbunătățire a produsului. Dacă specificațiile sunt bătute în cui, trebuie să te duci, să faci lobby, să schimbe specificațiile. Dacă tu vrei să vinzi altceva care e mai bun, o să-l vinzi, dar nu mai e pâine. Da? Și dacă cumva guvernul se supără și spune că e prea aproape de pâine, dar nu e pâine și tu de fapt faci fraudă, uf, intrăm într-o într altă... Cocktailul. Uite, nu a apărut să cocktailul și tu nu aveți să faci așa ceva, știi? Păi ce, pui Pui și rom, pui și ceia. e? Mm. Deci nu, nu mai aveai. dar doar. E, și al doilea lucru este că îți strică până și îmbunătățirile de preț. De ce? Păi de ce să inovezi? Dacă doamne ferește, poți să găsești o rețetă mai bună, care iese mai ieftin. Păi da, dar. Ești din rețeta, ești din, din, ești din rețeta oficială. Deci poate să-ți afecteze până și uh, prețul să-ți îl țină no, artificial ridicat. Oferta. Oferta. Auzi, deci dacă cineva recunoaște că serviciile de transport persoane <laughs> sunt mai bune astea concurența Uber, Bolt pentru că au sistem de reputație pentru iubitorii de stat ar putea să ceră ca statul să scoată toate reglementările. Doamne ajută! și să, și să oblige ca piața să aibă sisteme de reputație. Ar fi ok. Ar fi Ar okay. fi da, <laughs> un mare pas înainte. Deci să scoată toate reglementările și zic a că trebuie aia, să ai sistem de reputație. Și n-au și ceva nou, ceva similar, nu? Bine. Mm. tradițional. Cred că n-au. Păi de acolo Asta n-au apărut și le ei apul. Ba da, au apărut. Dar nu, știu dacă au, reputație au dar reputație pe, pe șofer. Ba da, au. Mă au. A... rog, Ok. Great. Acum sunt atât de puțin că nici nu mai știu și da, nu, exact. nu mai folosesc aplicațiile de taximetrie Dacă ca să știu, dar la vremea când încă erau și apăruseră aplicații de taximetrie, da, aveau reputație pe șofer. Bun, și bă, întrebarea vine, păi da, ăștia voi pe piața liberă ar vinde orice. Adică în loc de pâine ar vinde cuie. Păi... <laughs> Și tu ești prost să mănânci? Nu, că ar face pâinea în loc să o facă cu făină ar o face, face, ar, pune, ar pune, pune nisip în ea, pune cretă. O tai în 5, deci, a Bagă cretă în orez sau bagă plastice în orez, că să fie că, că le iese mai ieftin. În primul rând, în primul și în primul rând, plasticul s-ar putea să fie mai scump decât orezul. Ăsta <fânt> e un argument pe care l-am mai auzit dar nu știu câte ori și mi se pare că e la fel de prost de fiecare dată când îl aud. <fânt> Și în al doilea rând, pe piața liberă, asta ar fi o fraudă. Dacă eu ți-am dat 5 lei pe un kil de orez și din kilul ăla de orez am 200 de grame de plastic și 800 de grame de orez, înseamnă că mi-ai furat banii. Și ce, stai tu ani de rând în justiție? Păi noroc că pe piața liberă justiția e privată și la chestia asta a rezolvat în două minute. Vin cu Dovezile. cu chitanța și cu, analiza, și cu analiza, să zicem. cu să, să zicem. acolo nu la tribunal, că nu... Oamenii bă. exact nu bătuți în cap, știi? Patronul, nu faci el... Exact, ce se întâmplă astăzi când te duci la un privat și te plângi de o chestie? Că nu știu cât de reglementată e. E de reglementată obicei, câtva. Depin, Depinzând de diferența între cifra lui de afaceri și cât ar trebui să-ți dea înapoi, cu cât diferența e mai mare, cu atât îți dă banii fără să mai verifice așa funcționează piața. Humăr, adică. de exemplu ăsta, uite, mai diverse politici de retur. Sunt oameni care nu, nu returnează, dar că e defect, nu știu. Humăr, parcă se dusese la un retur, că nu-i mai place, sau era o chestie așa minoră și ei i-au dat înapoi. Deci. Nu, nu stau să se... Te... Ăștia mari cel puțin, știi, Asta, apropo, dacă, uite, Gabi nu e aici, dar vă uitați la fratele Bazil, la Vasile Stoiculescu, chiar a avut o experiență de genul ăsta cu nu știu ce drag de sel gros pâniaș, cu pantofi, pantofi nevestesei. A făcut și videoclipuri, puteți să le căutați pe, pe net, care explică exact chestia asta. Și yeah, a dat înapoi sau ce? Da, uh, i-a uh. -apoi înapoi, fără nicio discuție. Deși erau ieșiți din garanție pantofii. De, uite, nu mai țin minte la ar dar era tot ceva de genul ăsta, adică nu era motiv de ăsta de produs defect Nu mai place bricheta știu, asta, da. știi? Nu mai... Ah, ok, da. <laughs> nu le bate în capul, <laughs> da. Bun. A, și aș mai zice o chestie că, bă, apropo de standardele de calitate, și am mai spus-o de cu alte ocazii, dar merge repetată, atunci când vine statul și îți impune un standard de calitate, poți să te asim, un efectiv un standard de calitate, nu chestii de genul ăsta cu uh, cât e pâinea sau cine uh -huh. are voie să licențieze ce sau așa, nu, un standard de calitate, zice, chestia asta trebuie să se facă așa. Apoi poți să fii sigur că numai așa se face și în niciun caz mai bine, apropo e argumentul cu îmbunătățirile, în niciun caz mai bine, de ce? nu riște amenzi. De ce aș face -o? Adică putem să concurăm pe mult mai multe lucruri până când să rămână numai ăsta pe care n-am concurat. Și atunci, da, s-ar mișca. deci argumentul ăsta cu exploatatorul al unei cereri inelastice e cel mai bine statului. Deci statul îți dă reglementări și nu prea pot să scap de ele. Că genul ăsta de poveste în care, păi dacă nu vă place plecați, am mai zis-o, nu funcționează. Unul că e foarte greu, ai niște costuri mari, din nou dăm săraci, da? Bogații își iau case în altă parte, nu îi doare capul, își fac firme în altă parte. până când oamenii săraci nu își permit costurile Mă rog, să zicem naturale, să zicem că ar fi costuri de piață. Totuși, statul vede chestia asta și ea să le îi prindem noi un pic pe aici. Mm. Și uh, nu... Chiar nu poți să alegi după aia. El te ține în în reglementări, nu capitalistul sălbatic. Ei nu sunt capitaliști, dar sunt sălbatici. Bun. Ia ajungem la următorul. Capitol, tarife și taxe vamale. Nu pot să-mi aduc cisterna. <laughs> <laughs> Pentru că să zicem că trec de toate licențele, ba chiar aici sunt și niște, trebuie să faci parte dintr-o nu poți să te trezești tu așa, eu sunt o firmă Alexandru SRL Vreau să aduc niște benzină. Nu, nu. Mă rog, trebuie să treci prin niște multe verificări de standard, de că știi ce faci, trebuie să pui uh, mai mulți bani, nu poți să le aduci tu, SRL așa, cu 200 de lei, capital social. <laughs> mă rog, deci din nou, bariere de intrare, și după ce ai trecut de toate astea, costul pentru clienții care toți vor să fie lucrurile bune și ieftine e repede dacă s-ar putea, dar nu se poate decât două, e crescut de taxe vamale. Și taxele vamale nu sunt de trecut mereu, pentru că s-ar putea ca prețul să crească încât să nu poți să mai vinzi. Și atunci ce se întâmplă pentru clientul care vrea, ar avea cerere pentru X produs? Nu se mai aduce. O plătește mai mult, dar argumentul standard e că comatorii dacă ai închis piața. Alea. Și ideea e e așa, -și de, de ce seamănă cu un monopol? Apropo că mi-am dat seama că toate uh -huh. astea seamănă cu un monopol, dar n-am mai discutat de ce. La cartel era clar că era pe față, da? Uh -huh. Dar la uh, licențe, păi îi oprește pe alți și introduce un monopol artifici, un oligopol artificial în favoarea celor licențiați, la standarde de calitate și introduce un oligopol artificial în favoarea celor care sunt deja în piață sau la fel dacă sunt mari, aici începe să apară polenizarea aia în cruce, în care dacă ai o firmă care e foarte mare și face o șmecherie poate să vine să zică, ea reglementează tu industria asta, cum? Cum șeful? Păi uite așa o fac eu, bine hai facem așa, dar nu vrei să mai schimbi un pic ca să nu pară chiar pe față cât de mult, uite atâta Bine, facem. Și să-i vedem, pe păi, amici cum intră pe piață în situația respectivă. Asta ar fi... Uh... E adevărat aia cu corporația face legislația. Leacul nu e. Leacul e prost. Uh -huh. Leacul e nas. Renunț la socialism. <laughs> da. Uh, și în cazul tarifelor vamale, păi, uh, pentru monopolul este acordat producătorilor interni. Da, ei nu mai trebuie să se mai lupte cu concurența producătorilor externi. Da? iată ce... Și ce înseamnă toate chestiile astea? Înseamnă că încep să apară, în condițiile în care cererea ar fi inelastică, încep să apară condițiile unui monopol. Ăla ridică prețul că poate că e așa și jupoaie consumatorul. Ah, tatuare, cum ai zis Alexandru, are cerere inelastică, nu? O să pună... crește taxele și tot <laughs> Uite, știi ce mi-am plăcut la asta? La... Când zice Rodbar că nici măcar nu-i protejează... Deci, care e argumentul protecționist? Românii. Noi suntem români. Da. Asta e prima, așa începem discuția. Noi suntem români. Nu mai producem nimic, hai să producem ce și noi ceva. Rodbar zice, păi da, dar și îți protejează regiunea, poți să ai străine aici, știi? <laughs> În România. <laughs> și pe ei protejezi. Deci nu... Funcționează perfect logica asta patriotică. Poți avea niște chinezoi care n-ai. Și să nu mai producă. vorbim că odată ce bă, și sunt protejați producătorii, nu consumatorii, iar disproporția între producători și consumatorii într-o țară e mult foarte mare. Dar da, consumatorii sunt tântălăi și cred că statul îi protejează de prețuri mici ca să fluture steagul. Deci când ai reglementat doar producătorii interni, se aplică ce am zis data trecută, ce există o data trecută, în care prețurile, e ca și cum ai pune prețurile maximale. Mm. Da? Și o să aibă producători intern, calitatea o să fie m cât să nu, să nu caute lumea substitute și uh, și puterea de cumpărare o să fie relativ la prețuri, o să fie mică. Deci n-ai câștigat. A, sunt lucruri românești. Și astăzi poți să găsești. să cumpăr numai românești. Uite, apropo, și de sensibilitățile consumatorului, e clar, din moment ce consumatorul ia e. din oșan sau chestii neromânești, asta sunt preferințele lui. Dacă avea alte preferințele, le lua pe alea românești. Ne am avut și problema asta, discutam cu cineva și ziceam, problema era lipsă de capital, România sărăcită, ește din comunism, n-are banii car-fur sau nu știu ce și nu. Iar avea, păi de ce nu face acum dacă ea? De ce nu îi dă jos pe giganții ăștia? Deci dacă într-adevăr producătorii au bani, de ce mai stau? Argumentul mi se e că nu, nu avea capital efectiv, știi? Ei au, noi nu avem știi? Deci. Bun, și bă, ea este că există foarte multă discuție. Rodo Rodbard, când mai are obiceiul, mai dă și o joardă în economiștii mainstream care discută foarte mult despre balanțe comerciale nefavorabile, deficit comercial și toate chestia și ce păi oamenii fac schimburi pentru că le sunt favorabile da? dacă viște bagi peste, o să le faci tu nefavorabile fără fără alte ajutoare deci statul își pune bă, toate lucrurile și le aranjează așa de bine încât, când ajunge lumea să plângă de ceva, în loc să lase piața să furnizeze, zice, asta e că. Uh... Deci, odată nu i-a lăsat pe unii să intre, după aia lumea zice, păi de ce nu intră? A, chiar așa. Să subvenționăm uh, concurența. Facem startup flășc, ceva. Nu, da, unor oameni <laughs> nu <-s conștiențe, laughs> dar <cea> drumuri. <laughs> păi, de ce nu fac privații drumuri? Ce fac? Nu, dar, nu, privat de nu, cine nu a, că decizia okay, -a de -a a, okay. Că nu, că sunt atâția, eu aduceam argument, nu, că sunt costuri mm -hmm. mm -hmm. mari. Da. dacă faci un drum, nu poți să-l faci în drumul taperii până, nu știu, trebuie, trebuie nu. să faci drumuri, nu știu, de aici până în Antarctica. <laughs> deci același om trebuie să facă toate drumurile posibile, și Imposibile. Deci un argument poate fi că mulți sunt și în industria izmenelor. Deci dacă ei sumele, se vezi că sunt foarte mari. Știi? Și compari cu datele ce de re, vezi că sunt sau pantofi. Dar omul nu știa că tu nu ai voie să faci drum. Deci spunea punea problema, aducea argumentul ăsta de lipsă de rentabilitate privată și de lipsă de bani. Deci lipsa Cred, e, de bani și Deci el credea că e liber, dar nu se face. Da. Ah, wow. Că e, e, da, nu sunt bani. Da, nu sunt bani dar nu că e interzis. Eu n-am vrut să fac drumul. Uh -huh. Și mai, mai lucrează Rothbard aici cu un tip de tarif, tarife pentru industrie Turime. în dezvoltare. Ceva de genul hai să ne facem da, în loc să fie, exemplu românesc, în loc să fie reprezentate printr-o subvenție cum a fost foarte inspirată scutire de taxe a lucrătorilor în IT. Da? Tu erai în România, ai vrut să îți creezi o industrie IT. Și ce te-ai gândit? Tu, poate una dintre puținele gânduri inspirate pe care le-a avut un politician, a spus, hai să nu-i mai impozităm, hai să nu le mai luăm impozii pe venit IT-știlor. Că în felul ăsta costurile o să fie mai mici pentru proprietarii de firme care vor să facă IT, să angajeze IT și să facă bani din IT, și se va dezvolta. Ce să vezi, a mers, a dezvoltat, da? Dar există argumentul invers. În loc să ajuți industria asta prin subvenții sau prin scutieri de taxe, impui tarif asupra tuturor, tuturor celorlalți ca să aibă timp industria să ia ari. De exemplu, de exemplu, crește acciza la benzină, crește acciza la gaz, cresc taxele de carbon, mm. da? În, ca, pe care le aplici industriilor substitut chestia asta de industrie verde pe care încerci să o crezi. Da? Și, la IT -și ce Asta far, ar fi une... păi, la IT -și nu ai, a fără... 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 Nu, la IT nu ai, a fost... să să faci așa, să infant industry, să taxai software-urile de afară. Ce? Adole, da, cam așa, da. Computele, laptopurile. Da, ar fi, fost, ar fi fost tot o taxă vamală, teoretic. Punctul ăsta de vedere. Că ar fi taxat. Uite, de exemplu, dacă tu erai o prin companie. Etiști, dacă erai, da. Exact asta. e, Dacă tu erai o companie românea care să facă. Dacă s-a auzit. Nu s auzit. Care să facă. Vreau implementare ceva. Da. Uh, o să le pui o taxă în plus. Că de ce? Taxă pe ce? Păi pe industrie străină. Pe importuri. Ar fi ca o taxă pe importuri, da, din punctul ăsta de vedere. Ar fi ca o taxă pe import. Următoarea chestie sunt restricțiile de imigrație. Am zis și data trecută, ai o grămadă de forme de imigrație în care ai imigrație pentru muncă, cum ai noștri, au plecat afară și acum au venit oameni din afară să lucreze în România. Asta este o formă de imigrație și înainte era mult mai îngrijită, acum nu mai e așa îngrijită, tocmai ca să... Să nu crească prețurile foarte mult. Da, și... răspunsul ar fi ăsta: că dacă pui restricții pe imigrație, iarăși beneficiezi o clasă, sau castă, dacă vrem să spunem, dar e clasă, de fapt, o clasă împotriva celeilalte. Cine face asta? Statul. Care e clasa? Muncitorii. Care e clasa defavorizată? Consumatorii. Care? Toți. Adică și muncitorii, că și ei sunt consumatori. Să nu uităm chestia asta, da? ei au salarii mai mari pe de-o parte că nu lasă stat de ce? că apare ideea asta de iarăși se aseamănă cu un monopol când restricționezi intrarea, intrarea în țară a indienilor și pakistanezilor și așa mai departe restricționezi oferta de muncă, restricționezi concurența pe care ar avea o muncitorul român va să fi foarte bine la jos pămâncitorul românii, îi crezi salariile. Îi crezi salariile, dar cine plătește? Pentru că, de altă parte, oamenii vor prețuri foarte mici. Nu Și cum am mai zis și în alte situații, dacă vrei să nu vină străini și vrei să... Dar ce, noi nu aveam uh, români să facă chestia asta? Păi nu știu, nu ea vezi. Exact, vezi. Aveam, uh, te duci tu Păi e tu. discuția pe care am avut-o da, pe care am avut-o ceva la. mai devreme, da? Cred că nici la prețul. Care se dubla prețul la Bolt. Dă banul, marcă banul și o să fie români angajați. Sau uite, de exemplu, apropo, nu e numai legat de uh, nu e numai legat de Bolt. Știi că cu aceleași, teoretic, cu aceleași prețuri, Poți să, poți să vezi, știi, nu, nu te duci la bol, te duci la, la Mex sau la uh, Burger King sau la, la un fast-food. Te duci la un fast-food, da? Aici în București, numai străini, peste tot. Numai străini, da? În provincie, bă, nu sunt numai străini. Cu cât e orașul mai mic, cu atât o să observi că nu mai sunt străini acolo. De ce? Costurile pe care le are acel muncitor sunt ceva mai mici, datorită locației în care se află, prin urmare își permite să înghită salariul mai mic. De ce sunt costurile așa de mari în București? În mare parte și datorită. și nu numai în București, și în capitalele de județ, și în, chestii, în mare parte din cauza centralizării puterii. Și standardele. <laughs> da. Adică noi le luăm pe rând, dar toate lucrurile pe care le luăm pe rând sunt așa ca să le vezi, să se vadă că cum se leagă ele împreună. Tot timpul toate lucrurile sunt legate împreună și se influențează reciproc. Noi le mai analizăm așa, toate celelalte fiind aceleași, ca să putem deduce ceva. Dar ele tot timpul se potențează reciproc crește aia no. un pic, mai crește și salariul la un pic, mai crește și aia un pic, după dar, aia e un preț mare. liberal e că scad într-adevăr salariile pe... Deci se manifestă forța asta, știi? No. Un milion de chinezi, normal că o să scadă no. În medie, să zicem, hai să zicem, dacă mm -hmm. se ducă nu și industrie, dar mă rog, în medie o să scadă, dar argumentul liberal e că economisind, cu banii economisiți crește, crește investiții. Per final, pe termen nu cresc salariile. Iar dacă scade. Pentru că dacă chiar, ai investiții. Da, îți crește cererea de muncă și. și crește. Cu ai acumulare de capital, te investește, îți crește toată productivitatea. O, uite, America are 300 de milioane. De ce o duc mai bine ca o <coughs> țară. Nu pentru că sunt mulți, ci da. pentru că au acumulat capital. Și nu numai, dar uite, din punctul asta de vedere, Rodbard zice aici, și apropo de reversul medaliei, da? Discutăm despre suprapopulare în țări sărace. Da? Păi, în țările sărace, una dintre motivațiile pe care le simt oamenii care trăiesc acolo, pe care l-am experimentat și noi românii atunci când s-au deschis porțile UE, e să plece ca <laughs> să-și ofere serviciile într-o piață mai bogată, într-o zonă mai bogată. Din punctul de... Și și o chestie foarte tare pe care îmi spune Rodbard aici este că gândirea în sine e greșită pentru că nu ar trebui să discutăm despre țări. Din punctul de vedere al pieței libere, dacă ai avea o piață liberă, țările sunt transparente, nu se văd. Ai zone care sunt suprapopulate, zone care sunt subpopulate, ai zone care se câștigă bine, zone în care nu se câștigă bine. Tendința pieței e să egalizeze totul. Apropo de dragostea comuniștilor, da? Tocmai piața îți ecalizează serviciile între națiuni, dacă vrei să te gândești așa e un voia pic să mai să controleze ei. Ei, tind să fie pe filiera asta diversității, antirasismului, ei tind să fie pro-libere circulație. sau da, dar nu, Mai degrabă sunt sângiștii bătrâni, știi, bătrânii, știi nu erau. Nu înțeleg, uan. nu înțeleg, nu înțeleg exact da, motivațiile economice. Da. Știi? Adică ei ar putea, dacă se poate, să ia indianul, să-l pună în Statele Unite și să-i dea welfare ca să fie da, că da, e da, sărman. Da, da, la... Adică <laughs> îl ia, îl duce în Statele Unite, îi pune minimum wage pe care nu poate să se angajeze, după care îi dă și welfare. Da, asta Și asta, e programul stângis, gata, i-am salvat. Unii, salvăm indienii. Una e, să fii deschis către schimburi sau nu, pentru că asta înseamnă libertatea, poate nu vrei să interacționezi cu anumite categorii de cetățeni, trebuie să ai în ai libertatea să nu o faci. Așa, ți se respectă asta. Acu stângismul plusează, vrea să iubești pe ea, să... adică ți-l pune în cap. Ca, la welfare, asta înseamnă. eram într-un sat, ți Se aduce, se aduce acolo, știi. În ordinea proprietății private ai pârghia asta să nu primești populația aia, că așa sunt oamenii, nu vor să fie lăsi. Asta e, banii lor sunt terenurile lor să fie sănătoși. Rasism nu e același lucru ca nazist. Rasist poți urâi o altă rasă. Nazismul e despre folosirea agresiunii împotriva acelei rase. E altceva, e ceva diferit. Rasism poate fi inocent. Poate nazismul da, să nu, nu uităm că lui nu nu e, e o antaric. formă de socialism. <ră> da. de socialism rasial. Legile despre, despre, munca copiilor. Da, dacă nu lași tineretul să experimenteze piața muncii, este la fel ca și, ca și cum ai pune o limită la imigrație de adineauri. Nu, no, practic, în loc să lași să intre pe piața muncii niște oameni care nu agresează pe nimeni, nu-ți agresează economia, nu-ți agresează societatea, ba din contră, îți ajută clienții să aibă prețuri decente. <laughs> Reba, <laughs> aici era, dacă e agresiune asupra copilului, cred că argumentul a fost etic, știi? Ca copilul, de de ce nu știu dacă e neapărat, că... pentru că Rothbard mai face aici o referire și că Legile vis-a-vis -vis de munca copilului nu, să nu vin niciodată singure, vin la pachet și cu școlarizarea obligatorie. Adică... Nu munci, stai la școală. Da, dar cred că sunt sincer. Păi da, dar dacă copilul nu are... dacă pentru copil e o agresiune că îl pui să muncească, că îl păcălești, că nu e în stare să își dea consimțământul, atunci când îl obligi să, să fie undeva și să facă ceva, nu e cam același lucru? Nu e asta răspuns ba, bine știu că asta e răspuns stângit. Să deseneze, dar... e să stai 10 în fabrică. Știi? Nu neapărat. Da, la răspuns, sfârșit. Și pentru... Da, poate la sfârșitul tu uneia dintre acțiuni ai bani de înghețată, pe când la sfârșitul celei de-a doua înveți să urăști capitalismul. Să urăști coala lasă capitalismul. da. da. <laughs> Da, care e școala. cartea. Nu, 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 nu. nu. Stai puțin. Hai, da, hai, da. hai să fim corecți în termenii, în termenii statului american, da? La sfârșitul interacțiunii cu școala, te convinge să îți iei datorii ca să mai stai la școală niște ani ca My să guard. tot Așa să, fă să fă 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 nu fă vezi fă ceva fă. util. Un segment. De da, de, și... Le vin de ideea asta. Jumătate din America. Da. Din hmm. păcate, da. Dar pe de altă parte, mai departe. Sau mai zici... Bun. Și de ce este monopolistă? A zis Alex că restrânge niște oameni care ar fi putut să fie pe piața muncii. Și am mai zis și eu, când am amintit de subiectul ăsta, că de fapt impune și costuri în plus pentru părinți. Uh -huh. Da? Și. Ar putea fi o în sens libertarian că trimis copilul la muncă? Nu pe ideea consimțământului ipotetic din viitor, el să spună, uite, mai agresiv. nu-mi Păi, nu. nu păi deci, face el, 18 ani, are consimțământ și zice, nu, ai greșit. El -ai poate, să, în... să se plângă atunci da, da. și să există daune și putem să discutăm. Și apar practici. Une practici. Și apar alte practici, da. A, câte să-i dai, nu? Da. Dacă, dacă dovedește, da. A, te poți întreba și cât de... Adică uneori ne sunt clare Uh -huh. De exemplu, la pedofilie sau la nu știu, sunt uh -huh. ce sau nu știu. La altele nu ne așa uite, dacă el zice de ce mi-ai dat, nu știu, napolitan, politane sau... Toată viața mea dat Sau nu, cu nu a dat, hai să zic că avem drepturi pozitive, <laughs> nu știu. Da, da, chiar și asta, cu munca, cu școala, știi? Mi-ai folosit corpul... Nu, -i, nu -i lui, nu-i a luat bani. mai... Nu, nu, fii atent, nu, nu că nu mi-ai dat, nu mi-ai luat uh -huh. napolitane joie, ci mai forța să mănânc lapte, știi, sau... Așa. Și asta e în sens libertarian, te forțează să... De acord. Asta e o, o daună, dar și retribuția s-ar putea să fie proporțională cu dauna în sine. Da, exact. A, adică... <laughs> că... O, roată de camembert, <laughs> o, roată de camembert. <laughs> <laughs> o roată de camembert da. <laughs> de da. Bun. Re de fapt nu e recrutarea, ci incorporarea. Uh, încorporarea. Da, încorporarea. Problema în sine, încorporarea. Da, luarea la armat cu arcanul. Nu discut atât de mult pe cât m-aș fi așteptat eu. Că... Face în altă Clar, e clar. Dar o discută doar da. din punctul ăsta de vedere al monopolistului. Păi ei niște oameni pe care îi pui cu forța să facă altceva, îi mai și plătești din bani furați, Da luându-i de pe piața muncii, clar crește prețul, adică apare acest efect ca de monopol înforsat. Uite, eu o întrebare, că el zice argumentul lui care e, că pierde care... Nu, câștigă ea concurenții. Eu era stai Așa? Eu stai Am scăpat care nu mai ești așa? de armată, Eu câștig. Pe de altă parte și eu trebuie să plătesc mâncarea și băutura, știi? Da, e chestie empirică cât... Da. A, deci, de fapt, statul, tocmai ai descris că statul face pierdere am în două părților. -a că pierd concurenții pe meserii da. cu ăsta fiind în armată, i-a crescut salariul lui competitorului. Da, la pe de taxat. altă parte, dacă da. îl taxezi, da. da. dar poți să, poți să spui așa că Poate poți să face argumentul azi. că taxele se iau din toate părțile. Da. Păi da, dar tu ca soldat da, ești beneficiar ca soldat, asta zic, ești beneficiar net, numai că taxele respective le tragi de la toată lumea, nu doar de la concurenții pe care i ai fericit plecând din domeniul acesta. Așa, 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 probabil că la iese în continuare. Dacă parte pagubă acum. Asta e strict o analiză doar economică, pentru că dacă chiar ești trimis la lucruri periculoase, s-ar putea să nu ești deloc net beneficiar. Da, 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 bine. Da. Evident, doar din punctul ăsta de vedere. Da, Ari, dar e cu asta, da. cu Ucraina, chiar nu. Ea. Nu da. cu forța. Spun. A, și ei spun, ei mai zic și o altă, Rodbar mai spune și o altă chestie, că oricum, inclusiv la care e trimis în armată, nu e beneficiar net per total. De ce? Pentru că prețul ca el să fie în armată ar fi fost altul. Dar altfel nu trebuia statul să-l oblige. Uh -huh. A, da. A, da. A, adică ca el să fi fost în armată trebuia să primească un anumit salariu care să-l motiveze să se ducă în armată. Nu, care să -l, nu, nu, ceva ca un decret care să vină și să-l oblige să facă asta. Ca să nu mai zicem chestii de, de prostia statului în care tu vrei oameni care să pricep, nu vrei, Ei un frizer, îl iei cu forță, al duci la armată. Dar, mă rog, asta nu e analiza de ce nu zici că e mai mare, nu poate fi mai mare prețul de, de stat? Păi da, să duce, mai să duce dar să fi mai Dacă ar voluntar. fi, dacă ar fi, s-ar duce voluntar. Adică n-ar mai fi nevoie și de decretul de încorporare. Nu, chiar și, așa, chiar și așa, să zicem, dacă aveam armate private, era mai mic prețul, A. în timp ce statul... Poate de... a, că e ineficient? Da. e ineficient, că dă mai mult față de o armată privată, e posibil. E deși posibil, da. trebuie să iei în calcul și calitatea serviciului prestat. Aici Ai, s-ar putea să se compenseze. Adică s-ar putea serviciul prestat să fie atât de prost încât chiar Ce și scump. dând mai mult statul, per total, să iasă mai puțin. Da, da. Deci e și mai scump și mai prost. Ah, clar. Tot și la salariul la mare, pot spune că el nu vrea. Nu, el nu vrea. Sau e ceva care nu-i convine, Bun. Deci, întotdeauna când cineva te forțează să faci ceva, e ceva. Sau e ceva care nu l-ai vrut, Legi uh, salariilor minime, Astea am alegi, vorbit știm. despre ele, uh, sindicalismul impus. Cum impun ei? În domeniul cu tare, da, poate să impună, e, o formă în de, de... e o formă de permis, o formă de licențiere. Da. Uite, de exemplu, în California nu ai voie să lucrezi în industria de filmografie fără să faci parte dintr-unul dintr din cele două mari sindicate care reprezintă lucrătorii în astea artistice. Tag și nu mai știu care era celălalt. Nu ai voie în California. Nu e voie și nu știu, cred că pe nicăieri în America, că altfel s-ar făcut filme în alte părți. Adică s-ar putea să fie chiar federală. Ce se, ce, care e efectul? Păi e monopol, poate eu n-am chef să fiu la sindicat. În primul rând, când îmi impui să fiu la sindicat, îmi impui niște costuri. Costuri cu sindicatul. În fine, și poate eu nu vreau este asta. Tu îmi impui, eu nu vreau, nu fac. Dacă nu fac, înseamnă că e ca și cum mi-ai impus o restricție sau o licență. Aceleași efecte ca mai înainte. Bun. Ajutoare la șomeri. Ajutoare de șomaj. Oamenii au vieți Complexe eu, eu și... mă cu, scuze, zi, zi, zi. mă săi cu gândul la armată, păi mă gândesc că el fi monopolist, să dă ce să o găsiști din statul nu da, să-ți dea da, da. leafă de ministru. Păi că nu sunt mari. Nu ai sunt spus, mari. Păi nici la aia, ai trei general privilegiați, restul da. nu cred că astăzi, dai lovitura. Astăzi știi? nu sunt mari salariile în armată. Ca să vrei să câștigi mai mult, trebuie să treci niște teste, să te duci în misiuni. Și asta în, în condițiile în care armata e profesionist. Da. <laughs> Bine, e profesionist, dar e monopol de stat. Da, asta fiind monopol, da. dar face rabat la calitate. Poate trebuie să nu fie monopol, să avem niște concurență. A, el e ineficient care-i cheltuieli? Ce? îți face nu știu ce? Că mine de nu știu. Da, găsești. Sau yes. <laughs> st pe un avion. St stai, st tu stai, stai tu st 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 liniștit. Găsești. De 10 ori. De când zic că ăștia au, păi, cum fac privații, De cât costă un avion? Unde costă avion? Uh -huh. Pe ce piață? Uh -huh. <laughs> A, poți spune piață între state, dar tot nu e. Bun. Ziceam de. A, ziceam de aj ajutoarele de, de șomaj. Și începusem tare. Că oamenii au. oamenii s-ar putea să se găsească în momente nefaste. Să ajungă să n aibă venituri. Și statul s-a apucat să le -i ajute când oamenii ar putea să se ajute foarte bine singuri. Uh, cu, cu asigurări când, în alte domenii, știu să-și facă asigurări, ar putea să-și facă foarte bine și în domeniul ăsta nu, nu e evident cât de liberă e piața de asigurări de șomaj. Că și piața de firme de asigurări e, e șaia lovită de tot ce am vorbit până acum. Na, adică și aia sunt un pic Nu știu dacă intru. au voie să-ți facă asigurare de șomaj în România în alte țări, precum Danemarca, mm -hmm. există asigurare de șomaj privată dar, mă rog, e oarecum contractată prin sindicat, dar poți să plătești poți să plătești tu mai mult în sensul în care dacă simți că ai probleme sau ceva poți să plătești mai mult, să-ți crești primele și primești după aia mai mult să nu pierd momentul dar la să noi zic. nu cred că sunt, nu cred că are voie să fac concurență da, la asigurarea a de șomaj da, ai avut și și oamenii sunt întreagăi uh -huh. nu se gândesc uh -huh. mă rog așa acoper pe toți da. să nu pierd momentul să zic că dacă am avea bani sănătoși oamenii ar putea să-și pună bani deoparte care să le ar ajunge în momentul în care ar avea zile negre Bine, asta zice, sunt, și cu bani sănătoși atât, de responsabil ha? nu se gândești pe pe termen scurt, dar o preferință de timp ridicată. Da. Și bineînțeles că... Bine, spus-o nu e asta e de de lui. lui. Da, lasă -o, da. o, o să... Da. -o pățească ce vrem. Da. Adică, altfel, de ce, de ce e șansa să învețe? Da. Exact. Că așa nu o să învețe niciodată. Da, uite, ar trebui o reglementare la. Așa cum ai la, e, la Extinctor, ar trebui uh, reglementat să se pună niște pernuțe pe pragul de sus. Să nu te lovești cu capul de pradă mm -hmm. de sus. Bun, dar care e efectul monopolist la ăsta? Păi îi ține, e, e, ca un, e ca un invers al salariului minim. Mm -hmm. În sensul în care ăștia nu o să intre înapoi în piață decât dacă iau semnificativ mai mult decât ajutorul de șomaj. De ce? Păi pentru că ei o să perceapă că fac toată munca doar pe diferență. Ai pe 100 de lei sau cât. Da. <laughs> Adică una este când faci toată munca pe 3000 de lei și alta e când faci toată munca pe aceeași muncă pe 200 de lei. Că tu așa percepi. Și atunci stau băieții ieșiți din piață și iarăși apare, atunci când, când stau ieșiți, apare presiunea aia pe salarii. Care, repetăm a cincea de oară, de ce ne preocupă asta presiunea pe salarii? Pentru că o, plătiți, o plătim toți. Da. Și nu e preferința să o plătim toți, pentru că dacă ar fi preferință, n-ar mai fi nevoie de stat să dea legile astea. Vă mai aduc aminte, Danemarca nu are... În primul rând, are și ajutor de șomaj în mare parte privat, există și ceva de stat, dar nu se descurci cu el. Și nu are nici salariu minim. Să poate.